Astăzi s-a continuat ședința de judecată cu privire la contestarea de către apărătorii lui Renato Osată, ordonanța de punere sub învinuire. Deci, în ședința precedentă, procurorul a fost obligat să aducă materiale cauze penale. Astăzi, domnul procuror și-a permis să aducă doar unele materiale și nu a prezentat întregul dosar penal. Deci, prin urmare, instanța de judecată a amânat examinarea cauzei pentru data de 23, ca să studieze cele materiale prezentate de către procuror și ca ulterior să se expună dacă urmează procurorul totuși să prezinte materialele cauzei penale integral, deci volumele integre al dosarului penal, sau nu. La fel, domnul procuror astăzi a înaintat de mers ca să fie conexate plângerile înaintate de către apărătorilor Renato Osată, ceea ce ține de comisia rogatorie, ordonanța de pune sub învinuire și alte plângeri, trei, care se află în procedura domnului judecător. Deci, instanța de judecată a respins demersul procurorului, prin urmare, a decis ca aceste plângeri să se examineze separat, neavând obiect de conexiune. А часть представленных материалов, вернее, с той частью представленных материалов, вам удалось ознакомиться? Ну, материалы, которые презентует домный прокурор, де фиече даты, не мотивиазы, ка сунт материалы де стрикт конфиденциалитате пентру кауза пенала, не рефуза са ле презенте, факт, который се инкалка ши дрептул ла ун процес екитабил, ши егалитатя армилу ун процес, дат фин фактул ка ши практика чедо, кат ши Plenara Curții Supreme Justiție, dar și codul procedură penală prevede că apărătorii sunt în măsură egală, au aceleași drepturi să facă cunoștință cu toate materialele care sunt prezentate către procuror în instanța de judecată. Prin urmare, iarăși, avem același refuz cu vehiculență, care procurorul refuză să prezinte materialele cauzei penale care au stat la baza înaintării acuzației lui Renato Osată. Что касается жалобы об обращении за юридической помощью в Великобританию, она рассматривалась сегодня? К сожалению, мы так и не дошли до рассмотрения данной жалобы, потому что встал вопрос о том, что есть идентичная жалоба, что касается того, что тоже помощь интернациональной, которая находится у другого судьи, немножко другого она жанра, но пришли к такому выводу, чтобы посмотреть необходимость соединения этих данных двух дел в одно производство. То есть еще по этому вопросу да, не высказали стороны, то есть пока на этом этапе. Ждем 23 числа уже определиться защита и обвинение, будут ли они приобщены или нет.